seara și bine ne-am întâlnit în această seară de ianuarie, într-o sală frumoasă, chiar superbă sala Centrului Cultural din Moinești, la spectacolul, la un spectacol deosebit, spunem noi, care are titulatura Mihai Eminescu între geniu, om și sfânt. Un spectacol cu totul deosebit și cu totul original. Veți vedea în minutele ce urmează, într-o oră jumătate, cred că veți fi captați de acest spectacol, care îl are ca protagonist principal pe marele actor român Dorel Vișan, cunoscut de dumneavoastră din multe filme, 74 de filme a făcut, unde a fost personaj principal, cum ar fi în Iacob, cum ar fi în Oameni și Melci, cum precum și în alte filme, și precum și personaj secundar, dar care aproape devenea prin apariția lui principal. Să ne amintim de polițistul, gardianul din Cel mai iubit dintre pământeni și multe, multe alte filme și apariții. Spectacolul constă într-un recital din poezia eminesciană, din mai multe rostiri pe care Dorel Vișan, un sacerdot moralist al nostru, cunoscut și în desele apariții la televiziune de dumneavoastră, dar nu numai atât, pentru că el face un apostolat mergând cu mai multe spectacole, între care și acesta, prin capitalele europene. De curând a fost la Madrid, la Lisabona, dar și în America de Sud. Pe deasupra, Dorel Vișan, pentru cei care nu știu, cei mai tineri probabil, este și un redutabil poet, a publicat până acum 3 cărți de poeme, între care 2 de psalmi, premiat la un mare festival din Mexic, premiat la un mare festival din Moscova pentru psalmii săi. Sigur, o personalitate magnetică care o să, până la final, o să o urmăriți. Îl ajută în scenă, pentru că spectacolul este de poezie, dar și de muzică, un cunoscut celebru de acum quartet din Bacău, care se cheamă Magic Quartet, pe care îl invităm în scenă, cu el o să începem. Vă rugăm, domnilor. Iată muzicieni profesioniști, foarte frumoși. La flaut este Georgiana Cantemir. La vioară, Andreea Ocheană. La violă, Irina Pușcașă. Și la violoncel, iată, un domn simpatic, profesionist, cu adevărat, Codrin Stan. Vă lăsăm în compania lor. Da, rugămintea, iertați-mă, rugămintea este să închidem telefoanele, pentru că e un spectacol absolut deosebit, trebuie multă liniște. Yeah.
vreme vine. Toate vechi și nou. Toate. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fim împreună în această seară cu domniile voastre și cu acest minunat quartet. Vreau să mă ajute într-o întâlnire de suflet. Mihai Eminescu, supranumit Patriarhul Limbii Române, este ființa supremă care ne-a fixat în istorie. Ca să-l parafrazez pe marele gânditor Noica, domnia sa spunea că dobitoacele trăiesc care în aer, care pe pământ, care sub pământ, care în ape, dar omul trebuie să trăiască în cultură. Unul din cei cinci stâlpi a religiei musulmane le cere credincioșilor ca măcar o dată în viață să facă un pelerinaj la cetatea sfântă Mecca. Eu cred că religia noastră ortodoxă ar trebui să mai punem o poruncă lângă celelalte care și așa nu le respectăm cum trebuie, dar să mai punem o poruncă ca fiecare român să trăiască măcar o dată în viață în Eminescu. Dați voie să stau pe scaun pentru anumite momente, că mă simt mai apropiat de dumneavoastră. Universul scriptural pe care îl numim fără nicio nuanță eminescian și îl atribuim unei persoane fizice, Mihai Eminescu, este credința mea în formă și conținut simfonic. Mai mulți eminești, mai multe voci, mai multe instrumente, perfect acordate sau voit acordate prost, contradictorii și în același timp complementare, polifonează același sunet al sufletului nostru primar, al sufletului nostru din marele timp, armonizându-se în mitul Mihai Eminescu. Greu de desușit, pentru că este dincolo de bine și de rău. Eminescu, în credința mea, din ignoranță sau voit, a fost greșit predat în școlile noastre și în universități. A fost predat ca un scriitor romantic și atât. Dar Eminescu este o simfonie a sufletului unui neam. El însuși ne atestează, ca să folosesc un termen modern, acest lucru, în capodopera sa, Luceafărul, traversând trei zone utopice. Om,
cătălinic, transgresând utopia dorinței și a normalității, Luceafărul, Hiperion, geniu, faustic, chiar diavolesc, traversând utopia putinței și a neputinței. Și, ca epifania Tatălui Ceresc, Demiurg, Eminescu devine sfânt, poet divin ca și Homer, pentru că se apropie de Dumnezeu prin cunoaștere. Cunoștea tot ce era filozofie și spirit la vremea când a trăit. Deci eu cred că Eminescu nu este numai un poet, Eminescu este un trimis pentru sufletul acestui neam. Și o să vedeți din recitările care am să le fac cum se împlinește această simfonie. Am să încep cu o poezie mai puțin cunoscută, tocmai pentru ca să aveți, o să aveți impresia că nici nu e scrisă de Eminescu, e scrisă de altcineva. Și încet, încet, o să ne împărtășim din această simfonie. Cum trece în lume toată slava, ca și un vis, ca spuma undii. Sus în cetate la Suceava, eu zic, sic, transit gloria multi. Pe negre ziduri bate luna, din vechi icoane nu ai pete, sub mine aud un glas, ce sună un glas adânc zicând, mi-e sete, mi-e sete. Și văd ieșind o umbră albă, moșneac bătrân purtând coloană, pe pieptul lui o sfântă salbă, pe umeri largi o scumpă blană, iar mâna întinde încet, n-ai grijă, ce spun nu trece la izvod. Eu sunt bătrânul domn d'Abijă, sunt moș și strate voievod, măria voastră, măria voastră, vrea să îndemne pe neamul nostru trecut. Dar el îmi face semn cu mâna că nu înțeleg ce l-a vrut. Măria voastră se toșează de sânge negru și hain. El capul clatin oftează. Devin, copilule, devin! Când eram vodă la Moldova, îl duiam pe la Codnari. Vierii toți înștiam slova și aveam și ligve în buzunar. Pe vinul greu, ca un de lemnul, am dat mulți galbeni venetici. Aici lipsește tot îndemnul, în lume mult, nimic aici. La voi, în lumea cealaltă, fiind cu grijă și direct, m-au pus cu sfinții la oaltă și în rai mă duseră de-a drept. Dar cum mai pune Sfântul Petre la greu canon pe un bet creștin, când cer să beau 10 cu metre, noi n-avem cipoieși și vin. Și totuși Domn fusese darnic și bun la inimă cu toți, de câte ori la-l meu paharnic umplut am cupa numai sloți. Că-și ce sunt recile mademuri, cei aur, smirnă și sidef, pe lângă vinul copt de vremuri, pe lângă un haz, pe lângă un chef. Când calcă țara hantatarii, eu bucuros la luptă plec. Când între ei se bat măgari, în fundul pivniței alerg. Se certe ungurii cu leșii, ce-mi pasă mie? La Codnari eu chefuiam cu cimpoieși, cu măscăriți și lăutari. Și sub umbrarele de cetin, poporul întreg juca și bea. Și eu strigam, să bem, prieteni, să bem, până nu vom mai putea. Când de mânerul lungii săbii,
mă sprijineam să nu mă clatin, cântau cu toți pe basarabii. Pe domnii neamului Mușatin, până ce sfârșeau gura mare cu Ștefan, Ștefan, Domnul Sfânt, ce nici în ceruri n-are seamăn, cum n-are seamăn pe pământ, că are în sân Moldova noastră viteze inimi mari de Domn. Să bem cu toți, să bem prietenii, să ne vărsăm și lor în somn. Până la altar vei blândul ceafăr să bem, ca pun și vechi tovară și toți cu chef niciunul treaz. Și cum sfârșim începem iarăși, prindeți paharele cu palma și pe pahar se strânge pumn și să cântăm cu toți de valma de actomnate și alumn, cântăm un imn unde profunde-i sperenis humus, eritrex. Frumoase vremi, frumoase vremi, dar unde-s? Unde-s? S-au dus pe veci. Bibamus ex. Opera lui Eminescu este atât de profundă încât nu poate fi asimilată numai prin progresiune, prin clădire. De câte ori citește Eminescu, găsește alte nuanțe. Pentru că Eminescu nu folosește numai metafora și parabola și iperbola. Eminescu transmite mesaje. Genul lui Eminescu, rădăcinile genului său, sunt în convulsiile dintre libertate și necesitate, dintre opoziție și revoluție. Cu genul nu se poate negocia, pentru că are porniri dictatoriale, are porniri totalitare. Din această cauză, o societate democratică îi simte primejdia. Pentru că îl simte scormonind la rădăcinile instituțiilor sale. Și neputând negocia cu el, nu poate să-l corupă. Asta, într-un fel, dovedește că la baza societăților umane, de fapt, stă corupția. În această cauză, Eminescu a fost receptat de generațiile de după el foarte diferit. Până în anul 1900, a fost considerat simbolul național Mihai Eminescu. În 1900, când au început să se frământe sentimentele naționaliste, Eminescu a fost considerat tabu, reprezentând imaginea perfecțiunii platoniene, ambrozia vitei. În anul 1940, domnul profesor George Călinescu îl coboară de pe soclu, îl terestrizează, îl numește geniu, dar atât, poet genial. Eu cred că marele nostru cărturar, care a fost George Călinescu, profesor, om erudit, care stăpânea tot câmpul literaturii române și nu numai, nu a înțeles partea eterică a lui Eminescu, de trimis. În regimul comunist, Eminescu a fost plebeizat și pe urmă ridicat pe nou, din nou pe soclu. Într-un regim în care religia nu mai avea valoare,
Eminescului i s-a dat o notă cristică. Președintele României de atunci recita din Eminescu pentru a-și întreține cultul propriei personalități. După 89, Eminescu a fost trecut în umbră, uitat, criticat și chiar negat la propriu. Un filozof modern a spus că Eminescu este cadavru, conform principiului englez sau american. Eminescu este cadavrul din cămară de care trebuie să scăpăm. Pe urmă și-a cerut scuze, da, mă rog, era târziu. Da, Eminescu nu trebuie să-l apere nimeni, că se apără singur. Vreau să vă spun că niciun mare cărturar al lumii nu a primit atâtea contre cât a primit Eminescu. Eminescu a fost socotit pesimist, paseist, defetist, xenofob, reacționar, naționalist, platonist, antisemit, anti-european, tanatofob, idolatrizant și, bineînțeles, ateu. Nici un mare cărturar al lumii și gânditor nu a fost etichetat cu atâtea epitete. Mai anii trecuți am fost în Cuba și un mare critic literar din Cuba, care se numește Salvador Buenio, citind traducerile din Eminescu ale lui Rafaelu Alberti și Maria Teresa Leon, a spus textual: Mihai Eminescu este cel mai mare poet elegiac din lume. Mai mare decât Shakespeare, decât Goethe și decât Pușkin. Iar noi am vrut să scăpăm de cel mai mare poet care a cântat durerea. A fost acuzat de idolatrie feminină, că a idolatrizat femeia. Dar Eminescu niciodată nu a cântat capriciile unei femei, ci femeia. Nu a cântat niciodată capriciile unei iubiri, ci iubirea. După cum o să vedeți din poezia pe care am să vă rostesc și pe care am să rog quartetul să mă ajute. Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este. Lume ce gândeam basme și vorbeam poezii. Tot aud, te văd, te cuget, tânără și dulce veste dintr-un cer cu alte stele, cu alte raiuri, cu alți sori, Venere, marmora albă, ochi de piatră ce scânteie, braț molatec, ca gândirea unui împărat poet, tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie, a femeii ce și astăzi tot frumoasă.
ne văd. Rafael, pierdut în visuri ca într-o noapte înstelată, suflet îmbătat de rază și de eterne primăveri, te-a văzut și a văzut raiul cu grădini îmbălsămate. Te-a văzut plutind, femeie, printre îngeri din cer. Și-a creat pe pânza goală, pe Madonna Dumnezeie, cu diademai de stele, cu surâsul blând virgin, fața pală în raze blonde, chip de înger. Dar femeie, căci femeia e prototipul îngerilor din senin. Astfel eu, pierdut în noaptea unui vis de poezie, te-am văzut. Femeie este arba, fără suflet, fără foc. Și-am făcut din tine un demon, blând ca raza de magie, când în lumea pustită râd o rază de noroc. Am văzut fața ta pală de o bolnavă veție, gura ta învirețită de-al corupției mușcat. Și-am zvârlit asupra-ți crud-o vărul alb al poeziei și palorii tale raza inocenței lui i-am dat. I-am dat palidele raze ce înconjoară cu magie fruntea îngerului geniu, îngerului ideal. Din demon făcui o sfântă, dintr-un chicot sinfonie, din ochirile zmurdare, ochi aurorei matinal. Dar azi vărul cade crudo, dismețit din gânduri sece, mintea mea este trezită de albuzei tale îngheț și privesc la tine, demon! Și amorul stins și rece mă învață ca asupra-ți, eu să caut cu dispreț, eu te văd ca pe o bacantă, ce-a luat cu înșelăciune de pe o frunte de fecioară miltul verde de martir, o fecioară a cărui suflet era sfânt, ca rugăciunea, pe când inima bacantei e spasmodic lung de lir. Oh, cu un Rafael creată pe Madonna Dumnezeie, cu diadema de stele, cu surâsul blând, virgin, eu făcut am zeitate dintr-o palidă femeie, cu inima stearpă rece și cu suflet de venin. Plângi, copilul, cu o privire umedă și rugătoare, pus din nou zdrobi și frânge, apostat inima mea, la picioare scate și scaut în ochi negri adânci ca marea și săruta tale mâine și te întreb de poți ierta. Ștergeți ochii, nu mai plânge, a fost crudă învinuire. A fost crudă și nedreaptă, fără raze, fără fond. Suflete, ne-ai fi chiar demon. Tu ești sfântă prin iubire. Și ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond. Eminescu a tradus din Kant și din Schopenhauer, stăpânind foarte bine limba germană. Din această cauză a fost acuzat că ar fi luat pesimistul lui Schopenhauer. Dar nu este adevărat. Eminescu nu a fost pesimist. Nicolae Steinhardt spune doar că Eminescu a fost melancolic. Exact ce a spus criticul acela cubanez. A cântat trecerea pe care numai el a știut să o înțeleagă, despre care mai târziu Lucian Blaga spune că putem cânta orice în lumea asta. Dar în special putem cânta trecerea noastră prin această lume
pentru a cânta această trecere, cuvintele nu sunt decât lacrimile acelora care atât de mult au dorit să plângă și n-au putut plânge. Amare sunt cuvintele, spune Lucian Blaga. Eminescu a studiat înțelepciunea orientală, cărțile de învățătură indiene, Upanishadele, Vedele și cartea de căpătâi a budismului Dhammapada. Se crede că ar fi avut un manuscris a Sfântului Augustin care s-a pierdut. Nu se știe nimeni ce s-a întâmplat cu el, dar în orice caz Eminescu a studiat Evanghelie pentru că a ajuns la niște concluzii extraordinare. Într-o filă de pe la 2500 din manuscrisele sale, Eminescu spune: religia mea mă obligă să spun numai atâta cât îl face pe om să se cunoască pe sine însuși. Să ajungă la acea fulgerație în care să înțeleagă că degeaba răul se zbate, degeaba răutatea și ura se frământă, degeaba minciuna luptă, căci luptă cu o putere constantă, care este adevărul lui Dumnezeu. Un necredincios nu putea spune asemenea cuvinte. De altfel, el a înțeles extraordinar relația dintre om și Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu este un adevăr interior și este în noi. În fiecare trebuie să îl căutăm. Și în momentul când îl căutăm, ajungem la conștiință. Și conștiința este Dumnezeu. Și Dumnezeu este conștiință. În ultima strofă de la Împărat și Proletar, una din cele mai formidabile poezii sociale din lume, Eminescu spune așa: când știi că viața asta cu moartea se sfârșește, când urmă-ți rămân toate cum sunt, de a-i trece oricât ai vrea să treci în lume, atunci te obosește eterna alergare și un gând te ademenește că vis al morții eterne e viața lumii întregi. El consideră, probabil, și nu probabil, cu certitudine știa ce a spus Sfântul Ioan Evanghelistul: lumea în rău zace. Deci la baza existenței nu este binele, ci răul. Răul este în om. Binele nu este în om. Dar în om este voința. Și binele care este în afara lui îl lasă pe om să se împărtășească dacă vrea. Deci totul este o problemă de voință. Vreau să fac binele sau nu vreau să fac binele? Aceasta este libertatea. Până aici este libertatea. Restul este anarhie. Libertatea se schimbă foarte repede în contrarul ei. Este tragică.
asta a ajuns lumea, unde a ajuns și noi, unde am ajuns, pentru că în numele libertății am distrus ordinea, am distrus datoria. Eminescu le-a cântat toate aceste lucruri. Din cauza asta a fost etichetat cu atâtea etichete. Pentru că el cânta omul. Nu cânta un poet oarecare. Cânta omul. Și a înțeles omul în cea mai largă funcționare. Niciun animal, niciun dobitoc nu are această funcționare cum are omul. Sublim. Și în același timp mizerabil. În finalul monologului lui Decebal, din teatrul lui Eminescu, speram să vă spun câteva cuvinte la sfârșit, Eminescu se întreabă ce este omul, ce este viața, ce suntem noi, ce este asta viață. Prin ce se leagă ziua de ieri cu azi? Cum ne cunoaștem aceeași ce leagă fapt de fapt și zi de zi? Când ne schimbăm, când fiecare clipă e același nume pentru un alt om. Om, 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 om. Care e puterea ta? Ce face ca tu să fii? Ce face să nu te risipești în propriile fapte și gândiri? Sângele acestei umbre e durerea. Toată fericirea o uităm în viață de parcă nici n-a fost. Numai durerea ochiul deșteaptă și face să privim trecutul nostru ca insule mândre în ocean plutinde, de care a vieții noastre neagră grea corabie în orice clipă se tot depărtează. În urmă ne rămâne fericirea, durerea, în veci noi o ducem cu noi. Să vă recit o poezie exact în acest sens al durerii, al înțelegerii vieții, a înțelegerii vieții și a morții, a relației între viață și moarte și a negării lui Dumnezeu. Deci toate epitetele de care v-am spus că a fost acuzat Eminescu sunt adevărate. Este un paradox. Pentru că nu erau ale lui, erau ale omului. Și omul nu se gândește la Dumnezeu numai când e în necaz. Atunci spune, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu nu te ajută direct dacă nu te ajuți tu. Și atunci omul spune, Doamne, nu există. De ce tocmai copilul meu a trebuit să moară sau să se îmbolnăvească? Dar sunt convins că Eminescu cunoștea o rugăciune ortodoxă care are o strofă, niște versuri, care spun așa, Doamne, când vor veni asupra mea lucruri la care nu mă aștept, care nu o să-mi convină. Dă-mi puterea să cred că Tu mi le-ai trimis. Făclie de veche pe umeri.
desmorminte. Un dangăt de clopot în orele sfinte, un vis ce-și moaie aripa în amar. Astfel e trecutul de-a lumii hotare. Trecut ai când cerul câmpie senină cu luri de lapte și flori de lumină, când norii cei negri sunt sombre palate, de luna regină pe rând vizitate, te văd ca o rază de argint strălucită cu aripi întinse la ceruri pornită, suind suflet palid al norilor schele prin ploaie de rază, prin soare de stele. O rază te înalță, un cântec te duce cu brațele albe pe piept cu se cruce, când torsul salută la vrăjilor caer. Argint e pe ape și aur în aer. Văd sufletuți prin spațiu cum trece, privesc apoi lutul rămas, alb și rece, cu haina lui lungă culcată în sicriu. Privesc la surâsuți rămas încă viu și întreb ale meu cuget rănit de îndoială, de ce ai murit, suflet, cu fața ta pală? Am, n-ai fost jună, n-ai fost tu frumoasă, te-ai dus prea stingi o stea radioasă. Dar, poate acolo să fie castele cu turnuri de aur, zidite din stele, cu râuri de foc și cu poduri de argint, cu țărmuri de smirnă și flori care când să treci tu prin ele, o sfântă regină cu părnul de aur, cu ochi de lumină, cu haina albastră stropită cu aur, pe fruntea ta pală cu mână de aur. Oh, moartea e un haos, o mare de stele, când viața e o baltă de vise rebele. Moartea-i un secol cu sori înflorit, când viața e un basm pustiu și urât. Da, poate capul pustiu cu furtune, gândurile rele sub rumcele bune, când sorii se sting și când stelele pică, îmi vine a crede că toate-s nimică, se poate ca bolta de sus să se spargă, să cadă nimicul. Cu noaptea lui largă să văd cerul negru, cum lumile-și cerne ca prăzi trecătoare a morții eterne. Și atunci de-o fi astfel, atunci am vecie suflarea ca caldă iar nu se învie. Atunci craiul dulce în vecie este mut. Atunci acest înger n-a fost decât lut. Și totuși, ființă frumoasă și moartă, de racla ta rază mi-o a mea harfă spartă și moartea ta n-o plâng, ci mai fericesc o rază fugită din haos lumesc. Și apoi cine știe de este mai bine a fi sau a nu fi? Dar știe oricine că ceea ce nu e, nu simte dureri. Și multe dureri, puține plăceri. A fi nebunie și tristă și goală, urechea te minte și ochiul te înșală, ce un secol ne zice ceilalți o dezic, decât un vis iarbăt mai bine nimic. Văd vise întrupate, gonind după vise, când dau în morminte ce așteaptă deschise și nu știu gândirea în ce se mă stâng, să râd ca nebunii, să-i blestem, să-i plâng, la ce?
la ce? Au totul noi nebunie. O moartea ta, înger, la ce fu să fie? E sens în lume. Tu chimți în viitor. Trăită-i anume că astfel să mor. De-i sens într-asta e întors. Și ateu, pe palida-s frunte, nu-i scris Dumnezeu. Acum ne-am întâlnit cu orchestra și trebuie să ne punem de acord. Inițierea, drumul inițierii lui Mihai Eminescu, pentru că a fost inițiat așa cum a fost Pitagora, așa cum a fost Iisus, păstrând proporțiile. El a înțeles că răul nu poate fi distrus în lume. Pitagora a vrut să facă o lume a dreptății și toți învățații din vremea lui, Aristotel, Plato, Socrate, Seneca, și n-au reușit. Dumnezeu a mai încercat odată, după ce i s-a arătat lui Moise, să s-a revelat prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe care l-a trimis pe pământ, să șteargă răul, aducând iubirea. Și n-a reușit nici Iisus Hristos, decât parțial. A lăsat sămânța iubirii pe pământ, care crește și încolțește mereu, numai că noi oamenii ne grăbim repede să-i rupem mugurii. Abia atunci când se va înălța turbina iubirii, va fi ceea ce lumea vorbește de a doua venire a lui Iisus. Când omul însuși va considera că lumea trebuie clădită pe iubire. Dar această lumină încă este departe. Lumina care să ardă răul, sărăcia și tristețea este încă departe în lume și Eminescu a intuit acest lucru. Și a trecut prin trei etape. Iubirea. A iubit frumosul. A iubit adevărul. A iubit dreptatea. A iubit femeia. A iubit natura. A iubit țara. A iubit poporul. Oamenii de jos. Pentru oamenii de jos, Eminescu a avut o iubire specială și îi numea catalice pentru cei care aspiră la putere. Până astăzi, oamenii de jos, poporul, a rămas, după expresia lui Eminescu, catalice pentru cei care aspiră la putere. Profesorul Nicolae Iorga, marele profesor Nicolae Iorga, spunea, cei care aspiră la putere nu trebuie să ridice pe umerii poporului, ci să ridice poporul pe umerii lor. Dar cine face? E greu să face asemenea lucru. Asta l-a înțeles Eminescu. Și a înțeles că nu se poate face. Și atunci a intrat în al doilea sistem de existență, în ură. A urât
o societate bazată pe minciună. Din cauza asta n-a fost iubit Eminescu în articolele lui. În teatru, să vă spun mai târziu câteva cuvinte, în tot ce a făcut și-a manifestat această ură împotriva nedreptății și împotriva sărăciei. Și astfel a trecut în ultima fază în frică. În ce privește adevărul, Eminescu are o variantă la poemul dramatic Mureșanu, în care spune așa: omoară fericirea unui popor pe vreme de lungă și ești erou. Invidie tu patim dușmănoase, invidia și ura botează-le virtuți. Numește-l brav pe gâde, isteți pe cei astuți și te-or urma cu toții în marea lor orbire. Ferește-te de una, să te ferească cerul ca într-un moment de uitare să le spui adevărul. Te-or răstigni pe cruce, te-or huidui cu pietre, ți-or spulbera cenușa iubitei tale vetre și te vei stinge mizer de nimine ajelit. Nu vezi ce drepte astfel, ce bine împărțim pământul proștii de-o parte, de alta cei isteți? Și patimilor rele aceștia le dau preț. În mână de vei prinde a istoriilor carte, vedea vei tu întrânsa un mare op de arte. Vedea vei cum sub ochii ți-n plin se desfășoară numai patim de laudă, că lumea se măsoară după răutății pășire, rău și ură, rău și ură, rău și ură, rău și ură, dacă nu sunt, nu este istorie. O înțelegere de o profunzime nemaipomenită. Și a cântat aceste lucruri. La treilea tronson al existenței lui pământene a fost frica. E sensibilă, ultrasensibilă. A ajuns la concluzia că religia iubirii nu se poate implementa în lume. Și atunci a intrat într-o dezorganizare mentală. Și se pare că l-au ajutat și alții ca această dezorganizare mentală să funcționeze și Eminescu să se stingă, pentru că prea spunea adevărul. O să vă recit acum, am să fac așa o trecere mai scurtă, să nu vă obosesc, prin poezia socială a lui Eminescu. Și o să vedeți cum îți dă impresia că a fost scrisă mâine și nu acum aproape 200 de ani.
în viață, în ce privește binele și răul, nu s-a schimbat nimic. Patria noastră, o frază, în noi totul e spoială, totul e lustru fără bază. Cu voi viitorul trece, noi suntem iarăși trecutul, fără inim trist și rece. Voi vorbim cu gânduri sfinte, convorbeați cu idealuri. Noi cârpim cerul cu stele, noi mânjim marea cu valuri, noi privirea scrutătoare, ce nimic nu însemnează, ce tablourile minte, ce simțirea simulează, o convenție totul, ce ia drept, mâine-i minciună. Ați luptat luptă deșartă, ați vânat țintă nebună, ați visat zile de aur pe-astă lume de noroi. Poți zidi o lume întreagă, poți o sfară. Orice ai spune, peste toate, o lopată de țărână se depune. Mâna care a dorit sceptrul universului și gânduri ce au cuprins tot universul, în cap bine în patru scânduri. O să vină după tine în convoi de înmormântare splendid, ca o ironie, cu priviri nepăsătoare, și deasupra tuturor va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub al numelui tău umbră. Astea toate te așteaptă. Va să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă, neputind să te înțeleagă. Crezi că or vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia, subțirea. Va încerca să arate. N-ai fost un lucru mare, ai fost om, cum sunt și dânsii. Măgulit e fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul. Și prostate cele nări și le umflă fiecare în savante adunării. Când de tine se vorbește, s-a înțeles de mai înainte să te laude în grimază, te laude în cuvinte. Astfel încăput pe mâna oricărui, te va trece. Relior zice că sunt toate, câte nu lor înțelege. Și în afară de aceasta, vor căta vieții tale să-i găsească pete. Pete multe. Răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o palmă de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Sunt sătul de așa viață. Nu sorbind a ei pahar, dar mizeria aceasta, proza asta, e amară. Să sfințești cu mii de lacrimi un destin atât de van. Nu trăiți voi, ci un altul vă inspiră. El trăiește. El cu gura voastră râde. El se amuză. El șoptește. Cale voastre vieți cu toate sunt ca undele ce curg. Veșnic este numai râul. Râul este demiurg. Nu simțiți că amorul vostru e un amor străin, nebun. Nu simțiți că în rele lucruri voi vedeți numai minuni? Nu vedeți că acea iubire servă o cauză din natură ce leagă în unor ființe ce semințe sunt de ură? Nu vedeți că râsul vostru e în copiii voștri plâns? Că-i de vină cum că neamul Cain încă nu s-a stâns. Oh, teatru de păpușe!
zvon de glasuri omenești ciripind ca papagalii. Mii de glume și povești, fără ca să le înțeleagă. Au prezentul unui mare. Nu o să-mi dea, eu o să-i cer. Nu o să aflu printre ai noștri. Vreun falnic, juvaier, au la Sibanis. Nu se dea lângă cap, ăștia spoelii. Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii. N-avem oameni ce să luptă cu retoricele suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți. Panglicari în are țării care joacă ca pe funii, măști cu totul de renume din comedia minciunii, dintre aceștia țara noastră își alege astăzi solii. Oameni vrednici ca să șază în zidirea Sfintei Golii, în cămăși cu mâneși lunge și cu cap de stufie, ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filosofie. Virtuoși, patrioții, titori de așezăminte, unde spumecă de sfrâul, în mișcări și în cuvinte. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, prea v-ați arătat rama sfâșiind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți. Niște mișei. Dar lăsați măcar străbunii ca să doarmă în corp de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Oh, cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete însmintiți și în mișei și în două temni largi cu deasfila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun. Moartea succede vieții. Viața succede la moarte. Alt sens n-are lumea asta. N-are alt scop, altă soarte. Oamenii din toate cele fac icoane și simbol. Numesc sfânt, frumos și bun ce nimic nu însemnează. Își împart a lor gândire pe sisteme diferite și pun haine de imagini pe un cadavru trist și gol. Rămâneți dar cu bine, sfinte firi vizionare, ce puneați varul să cânte, ce făceați steaua să zboare. Noi reducem tot la praf. Azi noi, mâine în ruină. Sunet, sufletul, lumină, toate spraf. Lumea cum este și ca lumea suntem noi. Înainte de a aduce ceva din teatrul lui Eminescu, vreau să mai răsuflu și eu puțin și partitul să ne învioreze sufletul cu ceva. Thank you.
gândeam în timp ce ascultam această minunată partitură muzicală, uitându-mă și la bățea Mihai, cum zicea Creangă, că Eminescu rămâne Eminescu. Certitudinea naționalității noastre, prin coerența și profunzimea adevărurilor fundamentale pe care ne-a lăsat, generalizate în mitul său și examinate prin genialul său har primit de la Dumnezeu ca om cu litere mari. Vreau să vă mai amintesc sau pe unii să informez, că le cunosc mai puțin, au lecturi mai puțin proaspete despre Eminescu, că Eminescu a scris și teatru. De altfel, Eminescu ajunge la o concluzie pe care n-am găsit-o la niciunul dintre mari gânditori ai lumii. Atât de mult a iubit națiunea română, încât, într-o altă variantă, la Mureșeanu, spune așa: decis ai oare, Doamne, românul în veci să fie cuprins de lacrimi grele și se arbă de sclavie? Te blestemă de secoli a lumii neagră gură și sufletul se mor și inima se îndură. Numai pentru a mea națiune al tău ochi e de piatră și sufletul ți-e vitric și inima maratră, sunata moartea crudă. Tu în lume ce aștepți? Au vrei tu, ca poporul român, din somn să-l deștepți? Zadarnică îi chemarea, zadarnic ți este cântul. Nu vezi? Poporul doarme. O oră, două ore. Și pe-a națiunii frunte, imaginea morții va rămâne scris cât va rămâne lumea în abis. Și continuă ceea ce vă spuneam, că m-a impresionat. Spune: Doamne, decât o viață moartă și un trai în jele, mai bine stinge viața ginții mele decât o soartă crudă din chin în chin s-o poarte, mai bine atingă-i fruntea aripa mare moarte. Este o concluzie a unui om cu un suflet de un patriotism nemărginit. De altfel, încă la 18 ani, Eminescu a scris un articol în Curierul de Iași, unii spun că ar fi fost în familia la Oradea, dar așa m-a învățat cineva, că ar fi în Curierul de Iași,
în care vorbește despre necesitatea unui teatru național și a unei epopei naționale de la descălecare până în zilele lui, pornind de la credința că un popor care își uită istoria își pierde identitatea. Poate că din această cauză noi scoatem istoria din școală și o înlocuim cu YouTube-ologia. Istoria neamului românesc. Ca generațiile care vin să nu mai cunoască. În acest sens a scris Eminescu teatru. Din păcate, nu l-a terminat. S-a stins din viață. A început pe la 20-22 de ani să scrie, dar a trecut la alte lucruri. L-a mai lucrat, dar a rămas neterminat. Însă sunt câteva părți, scene, câteva monologe extraordinare pe care eu le-am selectat, sigur, nu o să le spun pe toate, o să vă spun unul dintre ele. Este un monolog shakespearian, toate sunt shakespeariene. Un monolog al lui Decebal, care după pierderea Daciei își ia vina asupra lui, iar versă și sinucide ca un dac adevărat înainte de a muri, spune că el ar fi fost blestemat ca neamul lui să se împrăștie în lume. Și aude poporul care curgea, n-au departe bucium și talange, n-au departe un popor curgând, ce fără patrie rămase în lume. Mergeți, mergeți, poate cu o soartă mult mai bună, vă așteaptă în lume largă. Lăsați copiii și părinții voștri să doarmă dușnă-l Daciei pământ și împrăștiați și pustiți prin lume, purtați cu greu blestemul cel port eu. Zadarnic copilașul va întinde mâna mică spre-l mamei dulce sunt și va întreba: unde m-am născut? Și unde este țara mea? Și unde este tatăl meu? Și unde este limba ce vorbești, că nu aud? Străină-i țara care ne dă lapte, străin pământul care greu ne dă. Și continuă mai departe cu această înstrăinare a neamului, care nu va mai avea nici loc unde să-și plece fruntea. Este extraordinar monolog. În această seară am săvârșit un alt monolog care este oarecum mai legat de locurile domnilor voastre de aici. Monologul lui Luca Arbore. Luca Arbore, pentru cei mai tineri, a fost omul de încredere al lui Ștefan Vodă, cel mare și sfânt. La 22 de ani, când scrie Eminescu acest monolog, o să vedeți ce intuiție genială are a sufletului și a minții unui om aproape de 100 de ani. Luca Arbore e într-o discuție cu nepotul lui, cu Ștefănică, strănepotul lui Ștefan cel Mare, Ștefăniță Vodă, care mai venea și el de la discotecile din vremea aceea pe mai multe cărări, domn? Fiind și tinerii de astăzi și cum au venit întotdeauna, că așa am venit și noi. Și încearcă să-l lămurească
că nu acesta e adevărul lumii. Sigur că el nu percepe. Așa ne-a bătut Dumnezeu ca fiecare generație să o ia aproape de la capăt. Pentru că nu știm să ne predăm învățăturile și valorile generațiilor care vin și nici generațiile care vin nu sunt destul de receptive. Ca să conduci o mașină trebuie să te uiți în oglinda retrovizoare și ca să trăiești o viață trebuie să te uiți în oglinda retrovizoare a istoriei. Să vezi ce au făcut cei dinaintea ta ca să nu repeți. Să o iei ca învățătură și să clădești peste ea. Da, asta e mai greu. Deci, imaginați-vă că în acest moment gândește lucra a slavi și lacomi. Când lumea grea devină, când capul n-are minte și ochii n-au lumină, când în poporul timid pătrunzi de o noapte tristă, nimic nu mai lucește, nimic nu mai există. Când nu mai e virtute, când nu mai e putere, virtutea cea săracă vezi cum pe uliți piere. Când țara, bătută de bici și nehodină, plânge după dreptate și după legi suspină, atunci singura moaște ca targ pe-al mării val e palida ruină din vârful unui deal. Cu noaptea și cu somnul și visul zboară, trece și nu rămâne în inimi nici amintirea rece. Pe când ruina pală e un vis încremenit, e un bast tăiat în piatră, e un veac înmărmurit ce secole mai durează și ce ne aduce aminte de oameni mai puternici, de vremi mai mari, mai sfinte. Și în bătrân și în tânăr, ruina înfierbântă un dor fără de margini și o durere sfântă e dragostea de țară. Moldova veche, iubirea pentru tine, azi uneres bătrâne, azi dragostea de țară nu ne mai șa de bine. N-ați înțeles. Mai bine, băierilor, poate că nu veți înțelege, dar voi vorbi de un vodă care a murit de mult. Acel voivod mare, încins de biruințe, din viața cărui lumii au rămas numai fapte, a cărui nume falnic l-a subt col mamei lapte, ceea ce pentru voi e doar un basm crud, pe acel om, eu însumi, cu ochii, l-am văzut. Eu nu-s din lumea voastră. Eu nu-s din timpul vostru. Voi ardeți, eu mă potul. Voi sunteți, eu am fost. Viața voi o lungă, cu flori vie, iar bătrânețea-n tristă e o palidă pustie. Dar cu evlavia aceea cu care un om citește în lume o carte veche, pie, fără an, fără nume, scrisă pe ei margini de apusnicului mână, cu o slovă înțeleaptă, cu o vorbă mai bătrână, cu evlavia aceea voi trebuie negreșit să mă ascultați îndemnul de anim limpezit
Și eu sunt o carte veche ce Dumnezeu a scris de Ștefan tâlcuită, cum el m-a înțeles, cât ca un soare mândru cu inima de jar, ce soarbe nori de aur din marea de amar, el m-a înălțat pe mine din mare, din popor, la rangurile măririi, la tronul lucitor. Mi-aduc aminte acum de un ospăț mare pe care l-a dat Ștefan înaintea morții sale, îngălbenit ca raza și slab ca vechiul leu. Stătea Ștefan cel mare pe falnic tronul său, la lui picioare și ubrezi, îngenunchiat stăteam. Pe fruntea lui cea linsă de aur diademă, în mâna lui uscată de aur sceptru greu, pe umeri plete albe, barbă, pe pieptul său, sub cenile lui sure, ardea suflet aprins în două stele negre de un foc încă nestins. Cum luna îmbracă lumea în alba ei privire, așa privește Ștefan prin sală cu mărire și zice: cu spada-mi fige în taur, aia e gheară de ramă, așa și moartea tristă a pus mâna pe un nume din defăimata listă. Și acel nume ce-a avut a un seamăn pe pământ e numele meu. Astăzi mă simt mai slab, mai sfânt. Simt moartea. Simt moartea amorțându-mi cu gheara ei de ger suflarea slabă înceată din inima-mi de fier. Destul inima aspră, destul ai dus-o în lume, destul te-a amețit glorii și te-a umflat renume. Azi stearpă ca pustia, taci în mormântuți, taci! Până când cu mormântuți în groapă ai să zaci. Sudoarea morții. Sudoarea morții, acea iasmă sfântă, ce miluiește fruntea, când sufletul se avântă spre a nu se mai întoarce. Azi mirul ei încet să strecură pe fruntea și în cuget de puiet răsare un luceafăr de soare și lumină pe sufletul ca noaptea, pe inima îmbătrână. Și cartea ce acum la ochi s-a deschis mi-arată că în viață fui umbră unui vis. Venit am eu pe lume când nouri groși și ceață îngreuiau văzduhul cu neagra lor viață, dar am trecut prin lume un fulger falnic sfânt și am curățat deodată și cerul și pământ. Dar azi, în umbra morții din viața mea apusă, răsare un luceafăr, răsare o stea dusă. E genul Moldovei, acel cernit de dor. E steaua ce lucește pe țară și popor. Prin nouri sparți, prin umbra oamenilor care frământă lumea întreagă în visele lor mari, eu văd o stâncă albă, o stâncă de argint, plutind prin secol negri, pe moarte mare plutind, plutind peste morminte, cu fața ei senină, și simt că în astă viață fui umbră de lumină. Și acea stâncă albă
ce stă cu capul în cer, e unirea României. E visul meu de fier. Ce l-am visat o viață fără să-l pot ridica. Azi, sufletul minceată, se stinge viața mea. Azi, sufletul minceată și ochiul meu se stânge. Dar las o moștenire. Ce-am scris-o cu al meu sânge, las României toată pe fruntea ei senină în veci să stea scris. Doamnelor și domnilor, Dorin Bișan, omul extraordinar și respectul său pentru marele valori românești. Dați-mi voie să invit în scenă gazda noastră, adică pe primarul Valentin Dieru. Până atunci voi mulțumi și domnului Viorel Costea pentru nesfârșitele dialoguri, pentru realizarea acestui moment cultural. Poftiți, domnule primar! Dați-mi voie, pentru început, să vă adresez și eu salutul de bun venit la acest important eveniment dedicat zilelor naționale ale culturii române. Cine ar fi putut să evoce mai frumos pe Mihai Eminescu, să-i recite poeziile, decât un mare actor, un mare poet care a lansat deja 4 volume de versuri, un prozator, un artist care a jucat în nenumărate filme pe care unii le-am vizionat în trecut chiar în această sală, marele maestru Dorel Bișan. Felicitări, maestre! Vă mulțumim că ați acceptat invitația să ne onorați cu prezența. De asemenea, aș vrea să vă rog, am o curiozitate și cred că și cei din sală au această curiozitate, să ne spuneți ce semnifică această distincție pe care o purtați în dreptul inimii. Este o distincție religioasă. Este Ordinul Sfinții Brâncoveni. Este ultima distincție care mi-a mânat-o Preafericitul Daniel la împlinirea 300 de ani de la tăierea brâncovenilor care au preferat să moară, să-și vadă copiii murind în fața lor, decât să-și părăsească credința. Și noi ne-o părăsim atât de ușor. Aș vrea să mulțumesc domnilor primari, atât. Interimar. Unii interimari, alții pe veci. Atât de multe lucruri ne despart, încât atunci când putem să dăm și peste unul care ne apropie, pentru mine este ceva extraordinar. De asta am venit aici. Și nu la Iași, sau deși am fost și la Iași, am făcut și acolo festivalul, recitalul, am fost și la Piatra Neamț, să mai mergem și în alte părți. Și domnului proaspăt senator, nu? Este aici și am înțeles că și cam de la dâns au pornit aceste dorințe de a mai deschide puțin sufletele oamenilor
spre propria lor înveșnicizare, ca să zic așa, trăind într-o lume a dorințelor deșarte, într-o lume a banului, într-o lume pe care vrem să o cucerim, dar așa cum spunea Sfântul Apostol, ce trebuie omule să cucerești lumea dacă îți pierzi sufletul? Și pe mine nu ne interesează. Se pare că mai bine să ne pierdem sufletul. Vă mulțumesc, domnule senator, mulțumesc toată lumea și vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit. Și domnilor din quartetul de la Bacău, care astăzi ne-au cântat cu armonia instrumentelor dumnealor, familiei Corbu de la Iași, care s-a ocupat de convocarea, să spun așa, a maestrului, precum și domnului profesor Parascan, prezent astăzi aici în sală. Domnilor primari din vecinătate, domnului Ionică Cădă, care îl felicit pentru evenimentul de aseară, domnul primar Gheorghe Baciu de la Slănic și domnul primar Constantin Toma de la Dărmănești, care mereu ne sunt alături. Și mai aici, în primul rând, cineva căruia vreau să-i mulțumesc în mod special, un veteran de război care este unul din cei mai vârstnici cetățeni ai orașului, care este prezent mereu la aceste evenimente. De asemenea, mulțumesc celor din primăria Măinești care m-au ajutat să organizez acest eveniment și Consiliului Local, dumneavoastră tuturor celor prezenți și nu în ultimul rând am lăsat pe cineva la urmă să-i mulțumesc și eu în mod special, care pe lângă multele realizări pe care le are în acest oraș, a realizat și această locație unde am putut să ne desfășurăm și am putut desfășura acest eveniment în seara aceasta. Domnul senator Viorel Ilie. Pot să mai ascultăm un fragment mic.